Zeci de ploieșteni, marea majoritate administratori de bloc, au participat astăzi la ședința Consiliului Local unde urma să se majoreze prețul gigacaloriei. Discuțiile au fost aprinse, iar cetățenii prezenți au făcut presiuni uriașe asupra consilierilor pentru a-i opri să voteze proiectul care urma să arunce în aer costul întreținerii la bloc. Bună ziua, de unde sunteți? Asociația de proprietari, bloc 52, șoseaua Vestului, Scarabe. Și ați venit aici pentru... Pentru să nu se mărească gigacaloria la căldură. Veți lua cuvântul? Veți lua într-un fel atitudine în cadrul ședinței? Sau doar veți participa? Doar particip deocamdată. De unde sunteți? Cluj. De la ce asociație? Asociația 6, bloc 6B, Sabinelor. Și ați venit aici pentru? Pentru să vedem și noi cum se desfășoară o ședință cu consilierii aici. Are legătură cu prețul gigacaloriei? Da, în legătură cu prețul. Vreți să se majoreze sau nu? Cum? Vreți să se majoreze gigacaloria? Vreau, cum să vreau să... Doamne ferește! Sunt președinte la asociație. Noi vrem să nu se mărească. Să vedem ce vor dânsii, că dânsii acum hotăresc. Dar să nu uite că în primăvară sau când sunt europarlamentari, la anul nu o să mai fim proști aia că, cum ne tratează. Nu se poate ca în un oraș așa mare să mărești prețul gigacaloriei nejustificat, părerea mea. Acum să vedem ce după aia, după ce se stabilește, o să avem altă discuție, nu știu, tonul. Dar în orice caz, suntem nemulțumiți. Da? Nu trebuia să ajungă aici, să venim noi, da? Oameni de rând în oraș, care, mă rog, da? Să influențăm. Noi asta am venit. Poate îi facem să nu. Da? E să bași 50 de lei sau nu știu cât, cam așa. Se aude, e o sumă. Mulți sunt pensionari, bine, și chiar dacă nu ești pensionar, să ajungi la 300 de lei gigacalorie aproape, da? Ținând cont că în vârf de iarnă, dar cum a fost în luna decembrie, a venit facturile, dar ne-am speriat. Da? Deci la două camere, la mine, la asociație, două camere, numai căldura a venit 330 de lei. Vrem să ni se facă dreptate, pentru că stăteam și mă uitam zilele acestea, s-au făcut un fel de tabel în care se spunea cam cât ar trebui unei familii cu doi copii ca să trăiască. Și la cheltuielile pe care dânșii le puneau era în jur de 300 de lei. Asta însemnând toate facturile, toate chitanțele. Ori dacă noi o să avem numai căldura 300 și ceva de lei, mă întreb de ce dânșii și-au făcut salarii așa mari dacă pe noi credem că putem să trăim doar cu 2000 și ceva de lei pe lună o familie? Cât a venit factura luna trecută pe decembrie? Numai factura la veule mi-a venit 7100. Numai factura la căldură, 7100. Și n-am avut întrețineri și de 700-800 de lei, care până acum nu depășeau 500. Deci efectiv m-am speriat de ceea ce a fost. Și dacă se și majorează încă o dată? Nu vreau să mă gândesc. Prin aceste măsuri, ce să înțelegem? Că se urmărește desființarea sistemului centralizat de încălzire și trecerea pe încălzire separată, pe centrale termice de apartament. Dumneavoastră vreți să spuneți că dacă se va majora prețul gigacaloriei, oamenii vor renunța la sistemul centralizat, da, pentru că nu își vor mai putea achita facturile? Da, sau chiar consilierii, nu știu, pun întrebarea, asta se urmărește? Că un sistem centralizat micșorează poluarea și consumul de gaz. Suntem singurul oraș din România care plătim gigacalorie la prețul integral. Bucureștenii plătesc 130, cum a zis mai devreme, și au peste 400 de lei. Deci suntem singurul oraș de acum, de pe vremea lui domnul fost primarul, care a zis, domnule, tăiem subvențiile care erau înainte la toată lumea, dăm numai celor care au acest merit și drept, cu salarii în funcție de posibilități. La noi s-a tăiat. Începând cu luna noiembrie, nu mai s-a dat nici acea mică subvenție de la 188 la 222. La ședința de azi a Consiliului Local a participat chiar președintele Consiliului Județean Bogdan Toader, care a încercat să explice cetățenilor că nu există altă soluție decât majorarea gigacaloriei. Dacă Veolia pleacă în 2019, în aprilie, noi nu știm ce să facem cu sistemul, nu știm să-l operăm, n-avem cum și în plus este un sistem învechit. S-ar putea să venim către dumneavoastră peste două luni să spunem, domne, fără 400 de lei,
gigacaloria, noi nu putem să-l operăm. Până la urmă, după scandaluri și chiar o suspendare a ședinței, consilierii au votat o soluție de compromis. Au majorat gigacaloria la 282 de lei cu TVA pe timp de vară, începând cu data de 1 din luna în care se va vota bugetul pe 2019. Pe timpul iernii s-a decis ca prețul gigacaloriei să fie subvenționat pentru a nu depăși tariful din prezent, de 222,49 cu TVA inclus.